viul de dincolo de materie, misterele apei, apa. Un cuvânt atât de banal și cu o definiție cunoscută de toată lumea. Apa este un lichid incolor, inodor și fără gust, care intră în compoziția majorității organismelor vii. Practic, putem spune, în glumă, fără a greși, că și această definiție este precum felul în care apa este definită. Inodoră, incoloră și fără gust, dar cu toate acestea, apa este indispensabilă vieții. Altfel spus, știm cu toții că știm, dar ceea ce nu prea știm, este tocmai ceea ce știm. Știm că înainte de a veni pe lume în burtica mamei, fotul stă 9 luni într-un univers lichid, lichidul amniotic. Că în primele zile de viață, embrionul uman conține 90% apă, apoi scade undeva la 60-70%. Că în creierul uman se găsește 80% apă. La fel și în celelalte organe. În procentaje oarecum asemănătoare, în rinichi, în ficat, în plămâni, în piele, în mușchi, dinții conțin 10% apă. Știind că apa este vitală, că fără ea nu supraviețuim mai mult de câteva zile în funcție de rezistența fiecăruia. Știind că din punct de vedere cultural, tema apei se regăsește încă din cele mai vechi timpuri și până astăzi în toate culturile. Că aproape nu există rit de trecere în care să nu existe apă. V-ați întrebat vreodată de ce în Scriptură, în chiar versetul 2, după ce creează cerul și pământul, ni se precizează că Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apelor înainte să fie creată lumina? Evident, putem continua cu exemplele și întrebările la infinit. Dar nu putem să nu observăm această dublă perspectivă a apei, una materială și una spirituală. Iar astăzi ne propunem să aflăm și răspunsuri. Pentru asta s-a născut acest proiect, numit Dialoguri Universitare, sub purtarea de grijă a doamnei rector Adina Coralia Cotoraci, pe care aș vrea să o aplaudăm. Și tot pentru acest lucru, o avem astăzi invitată pe doamna profesor Mihaela Gheorghiu, cadru universitar la Facultatea de Medicină Carol Davila din București. Aplauze, vă rog, pentru doamna profesor! Bună seara! Doamna profesor, știm că ceea ce ne-ați pregătit astăzi este de un real interes. Mie nu rămâne altceva decât să vă predau microfonul și să vă însoțesc din locul în care vă aflați dumneavoastră acum, pentru că această inițiere este adresată atât celor pricepuți, cât și celor mai puțin pricepuți, așa cum sunt eu. Vom încerca să ridicăm un colț de perdea groasă de pe misterele apei. Vreau să vă spun că sunt chiar mistere și că apa este inclusiv în medicina actuală studiată ca o moleculă pasivă, o moleculă oarbă care se mișcă de colo-colo urmând diferiți ioni. O să vă convingeți dumneavoastră astăzi dacă este așa. Vom aborda apa între simbol și informație. Trebuie să lămurim noțiunile, ce este oare simbolul. Vine din grecescul simbolon și în forma sa bazală înseamnă contract, însemn, și simbol, dar și mijloc de identificare a unui complex mare. Este acea parte reprezentativă a unui complex care este de fapt un cod informațional al acestuia. Din cele mai vechi timpuri, de mii de ani, de când avem surse istorice, omenirea folosește o mulțime de categorii de simboluri.
simboluri religioase, simboluri matematice, simboluri sonore, simboluri de formă. E plină știința actuală de simboluri pentru fizică, de simboluri pentru chimie, simboluri pentru sentimente, simboluri pentru apă, simboluri ale cosmologiei, ale astrologiei, ale comportamentelor, simboluri de mișcare prin dans, prin mișcări ritualice, simboluri grafice. Ceea ce m-a uimit a fost ca studiind ca să predau studenților tot felul de situații din corpul nostru, a fost regăsirea unor simboluri de formă și matematice în foarte multe structuri. O să vedem împreună. Vreau însă să ne oprim un pic asupra simbolurilor religioase, pentru că ele sunt, de fapt, o prezență reală, niște forme convenționale, ușor accesibile fiecăruia dintre noi, care ne reprezintă inteligibil pentru noi sacrul. Fiecare dintre noi am identificat măcar o dată forța unui simbol religios ca și cum informația codificată în acel simbol religios ne unește cu întregul din spatele simbolului. Un individ care reușește să descifreze simbolul, se contaminează informațional și sentimental cu acest întreg din spatele lui și se întâmplă un lucru foarte interesant atunci când s-a realizat identificarea cu întregul din spatele simbolului, individul iese din timpul cronologic și intră în timpul etern. Foarte important, vă rog să rețineți că pentru vechii greci, la o treaptă superioară, simbolon însemna unire, iar opusul lui simbolon era diabolos. Diabolos fiind dezbinare, rupere, învrăjbire, scindare. De ce este apa un simbol? Trebuie să răspundem. Dacă simbolon însemna unire pentru vechii greci, pe cine unește apa? Apa este considerată la ora actuală una din cele mai mari enigme ale Universului și cu toate acestea știința și medicina actuală o ignoră. De ce? Pentru că o moleculă de apă nu înseamnă mare lucru, este ceva extrem de simplu. De ce este o enigmă? Hai să vedem câteva lucruri pe care le știți cei mai mulți, a vorbit și domnul Grigoriu mai devreme. Un adult normal are 55 până la 70% din greutatea corpului apă. Un nou-născut are între 80 și 90% din greutatea apă. Dacă abordăm apa la raportată la volumul unei celule din corpul nostru este între 70 și 80%. Ceea ce a fost cel mai uimitor a fost rezultatul unor cercetări ale unor biochimiști cuantici care au stabilit că numărul de molecule de apă dintr-o celulă înseamnă 99% din toate moleculele. 99%, 1% sunt celelalte, ADN, ARN, proteine, lipide, glucide, ioni de simpli, de diverse tipuri. Numai că acești 1% sunt foarte voluminoși. 99% molecule de apă sunt mici și totuși sunt acolo. Încercăm să răspundem în continuare întrebării: oare de ce atâta apă? Am abordat simbolul. Să vedem ce este oare informația. Pentru că spunem că ne propunem să abordăm apa între simbol și informație. Știm până acum
că există trei tipuri de informație. O informație semantică, sensurile cuvintelor și evoluția acestor sensuri. O informație IT, din tehnologia informației, este acea informație care face legătura între electronica clasică și informatică. Vreau să rețineți de aici că la informația, pentru informația IT, un rol foarte important pentru stocarea informației îl au structurile de tip cluster. Țineți minte, sunt structuri multiple care formează un complex și funcționează conectat. Rețineți, cluster. Al treilea tip este informația fizică și informația biologică. Ne aparține fiecăruia dintre noi. Este acea măsură a coerenței sau complexității structurale a unui sistem fizic sau biologic, sau mai pe înțelesul tuturor, este modul în care un sistem viu se străduiește să-și mențină normalitatea, structuralitatea, funcționalitatea în fața agresiunilor permanente, în fața entropiei care pândește în fiecare clipă din exterior. Hai să ne punem o întrebare. Există oare și un al patrulea tip? O informație transcendentă? O să stabilim, o să stabiliți până la sfârșit. Ce legătură poate să aibă apa cu toate aceste patru tipuri de informație? Vă propun să pornim pe apă dinspre fizică, spre metafizică. De la început vă mărturisesc că după ce am căutat o mulțime de informații, am găsit un singur final, este Dumnezeu, și vom stabili împreună până la sfârșit dacă pe acest drum de pe apă mergem în linie dreaptă sau mergem în cerc, adică vom stabili împreună dacă originea și finalul sunt diferite sau sunt identice. Să pornim, e anevoios, sunt multe zone întunecate, dar mergem spre lumină. Sper să vă bucure acest drum. Plecăm de la ceea ce știm, de la apa ca materie. Iată, molecula de apă formată dintr-un atom de oxigen și doi atomi de hidrogen, este un dipol, așa cum știți cu toții de la chimia elementară din clasa a șaptea. Dipol însemnând un pol pozitiv reprezentat de cei doi atomi de hidrogen și unul negativ reprezentat de oxigen. Ceea ce începe să devină interesant este modul în care întotdeauna molecula de apă, componentele acestei molecule, se orientează spațial. Întotdeauna se constituie un tetraedru regulat, primul solid platonic cunoscut de mii de ani, are patru brațe, două reprezentate de legăturile oxigen-hidrogen și încă două reprezentate de cele două perechi de electron liber rămase pe oxigen. Tot studiind, la un moment dat, am observat o coincidență ciudată. În numerologie, foarte mulți dintre dumneavoastră știți că fiecărei litere îi corespunde o cifră. Pentru hidrogen, cifra 8, pentru oxigen, 6. Apa poate fi scrisă H2O sau HOH. Să facem suma acestor cifre corespunzătoare literelor și obținem 8 plus 6 plus 8, 22, adunăm din nou 4. Tetraedrul are 4 laturi. Nu am făcut decât să ne jucăm puțin, să facem o trecere, o echivalare între simboluri de formă și simboluri aritmetice.
Ceea ce este și mai interesant este că dipolul, așa cum ați învățat, formează legături cu alți dipoli. Cel mai la îndemână sunt dipolii de apă, moleculele de apă între ele formează legături de hidrogen, adică polul pozitiv al unei molecule se leagă de cel negativ al alteia. Și tot așa. Foarte interesant este că atunci când moleculele de apă încep să polimerizeze, să formeze acei clusteri de care spunea informația IT, cei mai simpli clusteri sunt din nou tetraedre. Uitați-vă moleculele de apă cum se așează și formează din nou tetraedre, așa cum tetraedru era însăși o moleculă de apă. Mai departe, clusterii polimerizează, devin mai complexi și tetraedrele formează legături între ele. Următoarea structură tridimensională obținută fiind un hexagon regulat, un cluster hexameric care are cea mai mare stabilitate energetică, adică are energie minimă și știm din microscopia electronică despre dimensiunile care variază între nanometri și milimetri. Țineți minte hexagonul? Iată fotografii ale fulgilor de nea din natură, sunt hexagoane regulate. Iată acum cum moleculele noastre de apă, imaginați-vă că acest lucru se întâmplă în fiecare clipă, acum în interiorul fiecăruia dintre noi, se poziționează prin aceste legături de hidrogen, prin acest comportament dipol, în jurul altor ioni, pozitivi sau negativi. Iată, în jurul sodiului, apa, sodiu e pozitiv, apa vine cu zona ei negativă, cu hidrogenul, mingea portocalie și se fixează. În jurul clorului, care e negativ, vine cu polul pozitiv, cu hidrogenul. Ce ne frapează? De fiecare dată când moleculele de apă vin să se poziționeze în jurul atomilor, nu dau structuri întâmplătoare, întotdeauna sunt structuri regulate, cu ordine și cu simetrie. Aceste lucruri au început să-i uimească pe oamenii de știință. Întotdeauna moleculele de apă, spuneam adinauri, se orientează în clusteri dotați cu simetrie, cu axă de simetrie și ordine. Seamănă perfect cu un cristal. Numai că nu au duritatea cristalului, au doar ordinea structurală. Sunt cristale lichide. Un alt lucru care a uimit oamenii de știință este acela că de fiecare dată moleculele de apă dau alte structuri, alte tipuri de structuri cu ordine și simetrie în funcție de elementul în jurul căruia se leagă. Cum primește apa acest dicteu, această informație de la molecula polară în jurul căreia se leagă? De ce forma de adinauri din jurul sodiului era așa pentru cristal, de ce se simplifică în jurul clorului? Hai să vedem. Iată modul în care moleculele de apă se așează în jurul ADN-ului, în jurul nucleotidelor. Avem acolo, în stânga dumneavoastră, modul în care apa cristalizează, deși e fluidă, dar are ordine și simetrie, ca o dantelă albastru deschis în jurul ADN-ului. Și iată reprezentarea, mingiuțele de pe centru, cu roșu, cu albastru intens, reprezentarea grafică, computerizată, tot în jurul ADN-ului. Iată aici cum se adună moleculele de apă între două
molecule de hemoglobină. Sunt mingiuțele. Sunt mingiuțele acestea roșu-albe care se așează întotdeauna neîntâmplător, întotdeauna pe aceleași zone din moleculele de hemoglobină și le conectează. Oamenii de știință s-au uimit, dar au apărut alții care au demontat, au distrus această uimire, au acționat ca niște gurirele și au spus că acest comportament spectaculos, structural al apei, o fie el așa ca formă și simetrie, dar nu e de luat în seamă pentru că durează foarte puțin. Durează de la nanosecunde la picosecunde, nu ne interesează. După anii 90, cercetările au dovedit că nu e chiar așa. Lucrurile sunt extrem de profunde și de interesante. Mai departe, apa nu e doar un dipol electric, știm de foarte mult timp că este și un dipol magnetic. În fiecare dintre noi, în fiecare atom, sarcinile pozitive sunt așezate spațial diferit de cele negative, lucrurile nu stau fix, sunt mici oscilații, aceste oscilații, aceste deplasări ușoare ale sarcinilor electrice generând câmp magnetic. Motiv pentru care este stabilit de mult că apa este și un dipol magnetic. Mai mult, apa din noi și din afara noastră este o structură paramagnetică. Hai să ținem minte. Ce este acest paramagnetism? Înseamnă că în orice moment apa noastră emite un câmp magnetic slab, dar poate să și interacționeze cu un alt câmp magnetic din exterior. Dumneavoastră mă înțelegeți ce spun, pentru că eu vorbesc românește și dumneavoastră înțelegeți românește. Un câmp magnetic emis va interacționa, va schimba informație, pentru că asta înseamnă interacțiune, cu un alt câmp magnetic. Ori apa, dacă e dipol electric, e paramagnetică, înseamnă că emite un câmp electromagnetic. Mai mult decât atât, din anii 70 știm că fiecare moleculă și din interiorul nostru și din afara noastră, datorită acestui comportament, emite un câmp electromagnetic. De unde am plecat? De la apa ca materie? Și la ce am ajuns? La apa și la orice moleculă, ca și câmp electromagnetic. Acest câmp electromagnetic asigură două tipuri de interacțiuni. Și dumneavoastră de acum, când auziți interacțiune, deja să previzualizați un schimb de informații. O să vedem. Interacțiunea cu alte molecule, adică interacțiunea câmp-materie, e permanentă. Al doilea tip de interacțiune este interacțiunea câmp-câmp, câmpul electromagnetic al moleculei de apă și al altor molecule cu alte câmpuri electromagnetice. Știm de mulți ani, prin analiză spectrografică, pe care o folosim pentru tot felul de determinări relativ banale în medicină, în biologie și nu numai, că orice moleculă emite o oscilație, are un model, un pattern oscilator cu o frecvență de rezonanță. Țineți minte, ne ducem un pic mai departe, mai adunăm, atât apa cât și alte molecule dipol pot să interacționeze între ele prin aceste câmpuri pe care le emit. Și cum ne dăm seama? Clusterii, acele structuri care se formează, se rearanjează.
Hai să ne oprim un pic. Prima oprire pentru dezmedicire, ca să rimeze. Am pornit de la materie, am ajuns la non-material, adică la câmp. Mai mult, ceea ce este uimitor, în același timp, în interiorul nostru și în afara noastră, aceeași entitate, să-i zicem moleculă de apă, poate fi orice, este și materie și câmp. Să vă prezint acum cele trei reguli esențiale de tranziție teoretică între material și non-material. Sunt valabile pentru tot ce înseamnă structură biologică, tot ce aparține viului. Prima regulă. În fiecare moleculă, distribuția sarcinilor electrice este neuniformă și variabilă în timp. Prin această caracteristică, fiecare moleculă emite un câmp electromagnetic. Fiecare moleculă a noastră. A doua regulă. Câmpurile electromagnetice emise de moleculele noastre interacționează cu alte câmpuri. Ce am spus că înseamnă interacțiune? Înseamnă interferență. Ce e aia interferență? Schimb informațional. Mai că nu știm ce fel de informație. A treia regulă, orice interacțiune, deja am devansat-o, înseamnă schimb de informație. Țineți minte, nu putem schimba informație nici noi, nici moleculele noastre, dacă nu au același limbaj, dacă nu vorbesc aceeași limbă. Deja continuăm în profunzime. Știm acum că apa noastră este simultan materie și câmp. Trebuie să lămurim cum apa transportă informație, cum funcționează ca vehicul informațional. Fiți atenți! Trei lucruri esențiale sunt întrebări. Cum primește această apă informația structurantă de la moleculele biologice din vecinătate? Cum îi impun apei acele molecule să se așeze odată într-un octogon, altă dată într-un hexagon, altă dată într-un tetraedru? Cum? A doua întrebare. Oare apa transmite și ea informație către aceste structuri? Cum se întâmplă acest lucru? Mergem mai departe cu o noțiune nouă, stabilită de cercetătorii italieni după anii 90, este vorba de apa interfacială. E în fiecare clipă, în fiecare dintre noi. Ați văzut că apa e dipol și se leagă prin aceste legături de hidrogen pe diferite suprafețe hidrofile care iubesc apa, adică sunt și ele dipol și pot să facă legături. Proteinele noastre, acizii nucleici, ADN, ARN, diferite organite, lizozom, mitocondrii, nucleu, membrana externă, cum adună toate acestea apa? Pe măsură ce timpul a trecut, s-au mai ridicat și metodele tehnologice și a apărut una care se numește dispersie neutronică, inelastică și necoerentă. Am dat-o pentru cei care doresc să știe, ca să nu pună la îndoială ceea ce spun. Ce a dovedit această metodă? Fiți atenți! 20-30% din toată apa noastră, intracelulară și în afara celulelor, este o apă care se fixează pe un strat cu o grosime între 1 și 4 nanometri pe
suprafața acelor molecule hidrofile. Apa aceasta e întotdeauna ordonată, am văzut, e simetrică, are o ordine și se cheamă apă interfacială. Restul, de 70-80%, este o apă dezordonată, haotică, apa balc. Așa au crezut prima dată. Această descoperire a creat o evoluție fantastică, una dintre cele mai mari revoluții din știința modernă de după anii 90, pentru că s-a descoperit o nouă stare a apei, în afară de lichid, de solid și de gaz. Această a patra fază, faza lui Pollack, este o apă sticloasă, o apă cu o densitate mare. Nu e nici solid, dar în niciun caz nu e lichidă. Și este acea apă interfacială care este fixată pe grosimea variabilă între 1 și 4 nanometri pe suprafața diferitelor molecule din corpul nostru. Ce trebuie să țineți minte? Vine o altă noțiune. Ați auzit de apă interfacială 1-4 nanometri? Apa asta, cu densitate mare, dar nu-i nici solid, nu-i nici lichid, este o apă coerentă, cu coerență cuantică. Ce-o fi noțiunea asta? Ziceam că moleculele de apă emit câmp electromagnetic. Mai de mult, se știe de mult. Înseamnă că ele sunt coerente între ele. Câmpurile oscilează în același timp la maxim și la minim, dar nu numai între moleculele de apă, ci și coerența se stabilește între apă și moleculele care constituie suportul pe care s-a așezat apa. Țineți minte această coerență cuantică. Așa arată apa din vecinătatea structurilor polare. Și acum, iată ceea ce consideră fizicienii și biologii la acest moment. Apa biologică poate fi considerată ca fiind apă interfacială structurată în fiecare dintre noi, în acest moment. Pentru că nu există aproape niciun punct din organism care să fie mai departe de câțiva nanometri de o altă suprafață, adică de acei 1 până la 4 nanometri. Nu e loc prea mult să se desfacă, să devină dezordonată apa. Apa noastră biologică este o apă structurată. E o apă ordonată. E o apă coerentă. Moleculele oscilează în același timp. Nu ne-am fi gândit niciodată. Hai să vedem. Înseamnă că putem spune la ora actuală că schimbul informațional presupune participarea materiei și a câmpurilor care se află în coerență. Numai atunci se poate stabili schimbul informațional. Bun, ne-am lămurit că trebuie să fie o coerență între ele. Dar cum se câștigă coerența între materie și câmpurile din jurul materiei noastre? Mergem mai departe. Intrăm acum în teoria câmpului electromagnetic primordial. Așa i-au spus oamenii de știință, sau câmpul vidului fizic. Puteți, unii dintre dumneavoastră, dacă doriți, să numiți acest câmp electromagnetic primordial, îi spuneți Dumnezeu nevăzut. Nu se supără nimeni.
materia accesibilă simțurilor noastre și sistemelor convenționale de măsurătoare este inundată permanent de un câmp care precede materia și coexistă cu ea. Țineți minte, stăm acum de vorbă, avem materie. Materia emite câmp, e câmpul materiei noastre. Sunt alte câmpuri, electromagnetice, câmpuri sonore, de altă natură, venite din jurul nostru, dar în afară de acestea, mai este un câmp electromagnetic primordial. El încă este, din el am luat naștere, dar coexistăm cu el și facem schimb. Ce spun fizicienii? Cum a luat materia naștere? Un câmp primordial oscilează între maxim și minim, între maxim și minim. Atunci când este la minim, din el, din acest câmp al vidului, inițial se formează materie. Cum și-au dat seama? Au scos tot dintr-o incintă și au crezut că acolo nu mai există nimic. Nu e adevărat. Au generat doar un vid tehnic. În acea incintă, dintr-un nimic care oscila între plus și minus, se genera instantaneu materie, particule. Particulele se uneau, formau atomii, atomii se uneau, formau molecule și tot așa. Coexistăm, provenim din acest câmp al vidului fizic, emitem materie, emitem câmp electromagnetic și interacționăm cu câmpul nostru inițial. Asta acceptă fizicienii la ora actuală. Cum interacționăm? Cum interacționează câmpul meu cu câmpul dumneavoastră al domnului Grigoriu? Toate particulele care emit aceeași lungime de undă cu un câmp electromagnetic extern, deci au aceeași lungime de undă, oscilează în fază. Câmpul emis de moleculele mele de apă, la un moment dat, are aceeași lungime de undă cu un câmp electromagnetic extern și atunci încep să oscileze în fază. Atenție! Ne ducem și mai departe. Sunt niște descoperiri recente. Fiți puțin atenți. Este ca și cum materia, sistemul de particule al nostru, oricare, apă, ce vreți dumneavoastră, sechestrează un câmp electromagnetic extern. În momentul în care materia noastră sechestrează acest câmp electromagnetic extern, oscilațiile devin coerente pentru toate moleculele noastre, nu mai au nevoie de energie ca să mențină această coerență, această simultaneitate, devin stabile și încep să atragă particule, materie din ce în ce mai multă în această zonă care a sechestrat un câmp electromagnetic. Spunem în felul acesta că apa se poate transforma din gaz în lichid, din lichid în solid. Se produce o tranziție de fază. Rețineți! Apa noastră, și nu numai ea, dar despre ea vorbim, moleculele de apă care emit câmp electromagnetic pot sechestra un câmp electromagnetic extern. Cum sechestrează materia câmp? Creând ceea ce noi numim domenii de coerență. În interiorul nostru avem, mai ales când suntem sănătoși, avem aceste domenii de coerență ale apei. În toate domeniile de coerență, rețineți, imaginați-vă ca pe o cavitate
E o cavitate imaginară. Imaginați-vă că e o sferă care e formată din molecule de apă care oscilează toate la unison, toate sus, toate jos, toate sus, toate jos. Și această cavitate a sechestrat în ea un câmp electromagnetic. Cum? L-au încetinit, l-au tras acolo. Ce dimensiune are această cavitate, această sferă imaginară? Fizicienii au fost uimiți să constate că această cavitate are un diametru egal cu lungimea de undă a câmpului electromagnetic sechestrat. Și acum, hai să simplificăm. Ce e câmpul electromagnetic? O lumină. Asta este câmp electromagnetic, lumină. Care este particula elementară, cuanta câmpului electromagnetic al luminii? Fotonul. Ați aflat cu toții. Ce face materia? Moleculele de apă care au sechestrat acolo lumina. Au sechestrat fotoni. Și ce au observat fizicienii? E un schimb bidirecțional, o schimbare bidirecțională de informație între apă și câmp, între materie și câmp. Apa, sechestrând câmpul, oscilează în fază, iar câmpul electromagnetic sechestrat acolo a încetinit. Viteza fotonului nu mai este ca în vid, e mult redusă, e ca și cum apa, materia, a pus amprenta pe câmp, pe subtil. Când apare starea de coerență, sunt două situații, când câmpul electromagnetic extern, oricare ar fi el, și cel al materiei au faze acordate, și doi, când frecvența câmpului electromagnetic se întâmplă să fie chiar egală cu cea a materiei. Deci nu doar acordate, ci să fie cu frecvență egală. Îmi permiteți o întrebare? Vă rog. Vă amintiți cumva în referatul biblic, atunci când în Cartea Facerii se vorbește despre omul primordial? În acel moment, Sfinții Părinți amintesc de faptul că omul a fost creat cu haine de lumină. Deci, practic, în acel moment, Scriptura, Biblia, spune că omul era lumină. Ceea ce se întâmplă ulterior este ceea ce explică acum doamna profesor în secolul 21, prin fizica cuantică. Greșesc? Nu. Nu. Hainele de lumină se transformă în hainele materiale. Și invers. Trupul. Și invers. Materia pune și ea amprenta asupra subtilului, asupra luminii, asupra câmpului electromagnetic. Iată cum arată domeniile de coerență. Iată ce forme regulate capătă moleculele de apă care sunt sechestrate și oscilează toate la unison în aceste domenii de coerență. Iată care este dimensiunea unui astfel de domeniu de coerență. E undeva între 50 și 100 de nanometri, mai spre 100 de nanometri. Iată cum o reprezintă oamenii de știință, cum reprezintă un astfel de domeniu la momentul acesta. Oamenii de știință dintre noi or să vadă că apa e mult mai mult decât am învățat până acum, iar ceilalți o să înțelegeți ce rol fantastic de a capta informație și a transmite informație are apa din noi. Foarte important, într-un domeniu de coerență, deci într-o zonă a materiei, într-o zonă de apă, care a sechestrat un câmp electromagnetic venit de oriunde, rețineți, moleculele de apă oscilează, sunt coerente. De ce sunt coerente? Pentru că energia pe care au captat-o de la câmpul electromagnetic le generează această coerență. Ce se întâmplă cu energia electromagnetică? E preluată de moleculele de apă, pe atomi. Unde pe atomi? Se tot duce această energie pe straturile externe, pe electronii de valență. Electronii de la periferia moleculelor de apă
Electronii din oxigen trec într-o stare excitată. Țineți minte, electronii aceștia au așa de multă energie încât stau mai departe decât normal și fizicienii au numit electroni aproape liberi. Și mai țineți minte încă un lucru, electronii ăștia se deplasează în spirală, emit vortexuri. Stop! Ce electron? E o sarcină negativă, da? Particulă încărcată negativ. Dacă asta oscilează, o particulă încărcată negativ, care se mișcă, ce generează? Fizica de clasa 7-a, câmp electric, da? Dacă acest câmp electric oscilează, plus, minus, plus, maxim, minim, maxim, minim, un câmp electric care oscilează, ce generează? Câmp magnetic. Câmpul magnetic ăsta este fix? Nu, că sunt tot felul de influențe acolo. Și un câmp magnetic care oscilează și în ansamblu cu cel electric, ce generează? Câmp electromagnetic. Electronii aceștia, aproape liberi, se răsucesc în spirală. Se generează un câmp în spirală. Până acum n-am spus nimic, am zis vag de informație, dar n-am argumentat. Am spus doar de energie. Aceste câmpuri în spirală poartă numele de câmpuri de torsiune. Aceste câmpuri de torsiune însoțesc întotdeauna câmpurile electromagnetice. Ăla electromagnetic are energie. Cel de torsiune n-are energie, dar este un câmp pur informațional. De când știm asta? De prin anii 70-80 au început rușii, fizicienii, să spună. Cine a sărit pe ei? Toată lumea. Și au spus că e pseudoștiință. Iar acum știm că e adevărat. Deci, un câmp electromagnetic însoțește materia, câmpul electromagnetic variază și e însoțit de un câmp informațional, numit torsiune. De torsiune, cine îl evidențiază? Electronii excitați. Cum arată? În spirală. Țineți minte, în spirală, că avem nevoie. Iată niște domenii de coerență la scară foarte mare. Iată un banc de pești, uitați-vă cum sunt organizați, toți se mișcă în același timp, se deplasează în același timp. Cine vede asta? Un scafandru, aici. De unde până unde? Sunt în apă? Au apă în ei? Iată un stol de păsări, sunt mii, zeci de mii, nu știu, ziceți dumneavoastră, sute de mii. Toate zboară în același ritm. Sunt în coerență. Ceea ce este foarte interesant, dar nu am mai găsit imaginea inițială, aceste sute de mii de păsări se deplasează în bloc pe cer și imaginea uriașă pe care o generează este a unei singure păsări în zbor. Se știe deja cum comunică între ele, în fine, prin câmpuri electromagnetice. Deci nu e numai în apa noastră, e și la nivel macro. Atenție! Am tot spus că în domeniile de coerență se sechestrează câmpuri electromagnetice în apa noastră. De unde vin astea? Chiar din celulele noastre, de la moleculele vecine. Pot să vină de la celulele din jur, pot să vină între țesuturi. Toate învelișurile biologice, de la o singură membrană celulară până la țesuturi, la suprafața pielii, conțin această fază apoasă coerentă. Ce ați mai învățat despre ea? Că e a patra fază. Ce caracteristici are? Nu e nici lichidă, nici solidă. Are ordine perfectă și are o densitate mult mai mare decât apa lichidă. Și ce au mai observat? Și mai târziu fizicienii, când s-a mai îmbunătățit tehnologia, că domeniile astea mici
de câte 100 de nanometri ale apei pot să coerentizeze, să intre în coerență între ele și să se adune și să se formeze niște zone și mai mari în care toate moleculele de apă oscilează coerent, simultan, în același timp. Unde sunt moleculele de apă? De capul lor singure? Nu. Pe suprafața altor molecule biologice. Și alea stau înghețate și nu fac nimic? Nu oscilează și ele în același timp cu moleculele de apă. Și aceste zone de coerență care se extind formează supercoerența. Această supercoerență extinde pe o suprafață și mai mare, mărește și mai mult zona pe care se propagă câmpul electromagnetic. Ce am zis mai devreme? E singur câmpul electromagnetic? Nu! E doar unul energetic, dar ce asociază? Un al doilea tip de câmp, cum se numește? Câmp de torsiune. Ăsta cum e? E un câmp informațional. Ce fel de informație e acolo? Informație biologică. Deocamdată. Supercoerența domeniilor de apă asigură sincronizarea informațională a țesuturilor, a organelor, a întregului organism, între indivizi, între elementele Universului. Oare în pictura lui Michelangelo, de la Capela Sixtină, s-ar putea să se creeze aici o zonă de supercoerență care să permită transmiterea informației? Eu spun da. Cine are contraargumente valabile să spună nu și să dovedească. Cum se obține supercoerența? Coerența, am văzut, sechestrându-se în materie un subtil, un câmp. Cum se obține supercoerența? Fiți atenți! Ce e capabilă apa din interiorul nostru? În domeniile alea mici, de până la 100 de nanometri diametru, moleculele de apă care oscilează la unison pe suprafața unei alte molecule biologice pot să capteze energie de joasă calitate din celulele noastre. Care e asta? Fluctuațiile termice din reacțiile biochimice. Și electronii aceia, aproape liberi, s-a dovedit că au capacitatea să preia această energie termică de joasă calitate și să o transfere în energie de înaltă calitate. Ce e aia înaltă calitate a unei energii? Dezordine minimă, entropie minimă. Se consumă ceva în interiorul nostru? Nu. Electronii preiau energie de slabă calitate și pot să o transfere în înaltă calitate. Această înaltă calitate energetică reușește să supercoerentizeze cât mai multe domenii. La ora actuală, coerența biologică este considerată a fi echivalentă cu sănătatea. Sănătatea unui organism este, de fapt, un aspect care depinde de capacitatea acelui organism, acelui țesut, acelei celule, de a constitui o coerență, o fază coerentă. Având această capacitate, se poate automenține și se poate autorepara. Unde apare boala? La acest nivel, deja sănătatea și boala sunt înțelese la ora actuală la acest nivel. Unde? În apa aia oarbă, dar multă. Niciunul dintre noi nu este o moleculă de apă oarbă care să facă parte dintr-o mulțime, ușor de manevrat, de un sodiu, de un potasiu care se mișcă de colo-colo, atât timp cât captează informația corect și intră fiecare dintre dumneavoastră în coerență cu ceilalți. Iată
și mai frumoase domeniile de supercoerență. Cele mari erau frumoase și cele de coerență, dar erau mai mici. Iată cum arată modelele de supercoerență moleculară a apei. Atenție! Toată informația structurantă a unui câmp electromagnetic este stocată într-un domeniu de coerență sau în unul de supercoerență. Unde am greșit? Ce am omis în această expresie? Că nu câmpul electromagnetic e cel informațional, ci geamănul lui care îi se atașează tot timpul, câmpul de torsiune. A doua oprire pentru lămurire. Domeniile de coerență și supercoerență ale apei sunt zonele în care materia sechestrează informația venită de la subtil, adică de la câmpul electromagnetic și cel de torsiune atașat. Mai avem puțin de mers? Suntem încă în știință? Suntem încă în fizică? Mai avem să răspundem unei întrebări foarte importante. Am văzut cum e stocată informația într-un domeniu de supercoerență. Ne-am lămurit. Câmpul de torsiune atașat celui electromagnetic, acolo e informație. Acolo informația coerentizează moleculele de apă. Dar mai e o întrebare. Cum se transmite această informație mai departe? Am plecat de la materie, am ajuns la câmp, am vorbit despre cum materia sechestrează câmpurile electromagnetice în domeniile de coerență și preia informația. Mai trebuie să vedem cum se transmite informația. Pentru asta mai introducem o noțiune. Zonele de excludere pe care le formează apa în interiorul nostru, în fiecare clipă. Avem toți proteine, glucide, lipide, ion de toate felurile, acele 1%. Pe toate se așează apă interfacială. Acum, aceste straturi de apă interfacială am văzut ca ordine și simetrie. Primesc informația de la molecula pe care s-au așezat. Numai că mai au o caracteristică. Între molecula biologică pe care s-a așezat apa, hai să zicem că e o proteină, și stratul de apă interfacială, nu îi se mai permite nimănui să intre. De aceea spunem că acolo s-a creat o zonă de excludere. Deci apa din jurul moleculelor noastre nu permite solviților să intre imediat pe suprafață, în conexiune directă cu moleculele noastre biologice. O să ziceți, ce-i cu nebunia asta? Nu vreau să vă mai plictisesc, pot să dau detalii pentru oricine. Imaginați-vă că în jurul moleculelor noastre biologice, oricare ar fi ele, aceste straturi de apă interfacială, prin aceste zone de excludere, creează niște săni cuantice, prin care se generează niște curenți electronici și protonici, care permit transferul cu viteză uriașă, cu viteza apropiată de viteza câmpului electromagnetic, adică a luminii, pe toate aceste zone de excludere. Deci apa nu numai că sechestrează câmp, dar este o sanie pe care se poate asigura transferul oricărei informații biologice. Că este un atom, că e un curent. Atenție ce vă spun. Acum câțiva ani s-a luat premiul Nobel. Au luat premiul Nobel pentru fizică niște cercetători care au dovedit că la
temperaturi foarte joase, extrem de joase, aproape de zero absolut, anumite substanțe generau un transfer cu o viteză maximă, erau superfluide și superconductibile la temperaturi apropiate de zero absolut. S-a luat premiul Nobel. Acum fizicienii deduc niște lucruri care îi lasă uimiți. La 38 de grade, temperatura mediului intern, într-o zonă plină de dezordine de apă, e și apă balc, se creează astfel de sănii care asigură superfluiditatea și superconductibilitatea informației. Mai e ceva. Ne pregătim să părăsim fizica? Poate apa de una singură să asigure acești curenți electronici și protonici, aceste sănii, cu o viteză uriașă? Răspuns, sigur nu. Nu poate apa singură. Altă întrebare. Care este structura hidrofilă care informatizează apa pentru obținerea superconductibilității și superfluidității? Răspuns. Indiferent de numele științific dat acestei structuri și de mărimea acestei structuri, ea va fi întotdeauna o spirală. Iată ce spirale intracelulare avem în interiorul nostru. ADN-ul. Știți cu toții. Cine este acest șir de mărțișor? Moleculele de apă care se structurează în jurul ADN-ului nostru. Sunt spirale? Sunt. Sunt spirale de ADN? Sunt. Sunt spirale de apă pe acest ADN? Sunt. Ce mai avem în celulă? Niște spirale fabuloase care se cheamă microtubuli. Nu vă speriați, cei care nu știți. Imaginați-vă niște canale, ca niște fibre optice, care au caracteristicile unor fibre optice, un transfer fabulos. Ce fac aceste structuri? Leagă tot ce există în celulă, de la nucleu și din interiorul nucleului până la membrana externă. Se cheamă microtubuli. Din ce sunt formați acești microtubuli? Din niște proteine, două, numite, oamenii de știință n-au cine știe ce imaginație, tubuline. Ca să le diferențieze alfa-tubuline și beta-tubuline. Iar vă duceți la firul de mărțișor. O ață albă și o ață roșie. O alfa-tubulină albă și o beta-tubulină roșie. Și ele se răsucesc între ele. Și uite așa, spirala din interiorul nucleului, ADN-ul, e continuată de spirala microtubulilor până la membrana externă. Pe toate aceste structuri polare, cine se așează? Apă. Iată tubulinele. Spirală în interiorul nucleului, spirală în restul celulei. Hai să vedem în afara celulelor. În afara celulelor vine o altă spirală la o scară mai mare. Se numește colagen. Ați auzit de ea, da? Acest colagen este o triplă spirală. Și ce face? Vine pe membrana externă, pe exteriorul ei. Pe interiorul membranei externe cine a venit? Spirala numită microtubuli. De unde au plecat microtubulii? De la spirala numită ADN. Ce-i pe astea tot timpul? Spirale de apă. Și iată ADN-ul, de la ADN pleacă informația pe ce? Pe zonele de excludere ale apei. Pe ce? Pe domeniile de coerență și supercoerență. Și am ajuns în afara celulei. Și iată o altă spirală numită colagen. Și asta pleacă, leagă celulele între ele, îmbracă un organ,
leagă organele între ele, ajunge colagenul până la nivelul suprafeței corpului nostru. Pe aceste spirale de colagen stau din nou spirale de apă. Ce au spiralele de apă? Domenii de coerență, ce au? Câmp electromagnetic. Câmp electromagnetic, am zis că e lumină? Da. Ce viteză are lumina? Ceva mai mică de 3 ori 10 la 8 metri pe secundă, care e viteza în vid a luminii. Ce se transmite? Pe zonele de excludere, informație biologică. Între cine și cine? Cum vreți să o luați? De la nucleu până la suprafața pielii, de la suprafața pielii până în nucleul fiecărei celule. Ia uitați-vă cum arată spiralele de colagen în metode imagistice moderne. Iată cum l-au reprezentat, spirala așa. De unde or fi știut maramureșenii noștri să deseneze spirale ascendente pe porțile noastre care unesc pământul cu cerul? O fi întâmplător? A treia, penultima oprire. Pentru uimire. Sunt niște concluzii. Firicelele de apă structurate realizează un continuum între toate structurile hidrofile, pornind din mediul extracelular până în interiorul nucleului și invers, direcția cealaltă e corectă. Prin acest continuum, apa interfacială reprezintă o cale identificată științific de transport bidirecțional al informației biologice. Până acum am abordat apa rațional. Unii dintre dumneavoastră pot să-și dorească să rămână aici, pentru că pentru dumnealor este importantă doar rațiunea. Eu vă propun, chiar și purilor raționali, să mergem mai departe. Mai avem puțin. Nu trecem încă la metafizică. Stăm doar într-un domeniu de graniță, deși existent în lumea vie și până la un punct cunoscut și explicat perfect științific. Care este această graniță? Comportamentul apei din rinichii noștri. Ce avem toți în rinichi? Niște clepsidre, niște canale de apă, urmăriți-mă, se cheamă acuaporine. Aceste acuaporine sunt foarte bine reprezentate în rinichi, dar sunt și în plămâni și în glandele salivare și în multe locuri. Uitați-vă, o acuaporină seamănă foarte mult cu o clepsidră, cu zone îngustate pe unde trebuie să circule apa. Și când au avut metode tehnologice suficient de moderne, oamenii de știință s-au îngrozit. De ce? În zona de maximă îngustare a unei acuaporine, distanța dintre cei doi versanți ai canalului este de 2,8 armstrong. Când au luat molecula de apă, s-o măsoare în diametru, au văzut că are minim 2,8 armstrong. Păi cum? Prin aceste clepsidre, prin care trec între 10 la 9 și 10 la 10 molecule de apă într-o secundă. Cum să treacă dacă sunt zonele alea foarte îngustate? Trebuie să se chinuie foarte tare. Acolo, în aceste zone, se face un transfer cuantic. Nu se transferă apa sub formă de materie, ci se transferă apa ca undă. O să spuneți, doamna doctor, deja spovești. În 2009 s-a dovedit comportamentul simultan de particulă-undă, comportamentul cuantic, pentru toate moleculele care au sub 7 kilodaltoni.
apa e mult mai mică. Asta în 2009. La sfârșitul lui 2019 au câștigat în tehnologie și au văzut că se transferă simultan, ca undă și materie, molecule de până la 126 de kilodalton, proteine, mai mititele. Oare când s-o câștiga tehnologie, o să se dovedească de fapt că suntem simultan, undă și materie, și atât putem să înțelegem, să decodificăm doar zona materială din noi? Iată ce se întâmplă în aquaporină. În rinichi, acolo, uitați-vă unde am desenat eu un triunghi albastru, există două tipuri de piramide renale. Piramidele mari, Malpighi, și piramidele mici, Ferain, sunt așezate una cu baza pe cealaltă. Deci nu vârful în baza, ci bază în bază. Prin aceste piramide sunt tubi, tubuli, ansăhenle, tub contorți, proximali, distali, pentru cine știe. Pe aici sunt aquaporine, pe aici urcă și coboară apă, pe aici trece sânge prin aceste piramide. Se aude de mult de efectul amplificator de energie, efectul de piramidă, pentru că n-au putut să-l dovedească științific, au spus e pseudoștiință, nu vorbim tâmpenii. În 2018, o echipă internațională de cercetători a transmis unde sonore și unde electromagnetice în Marea Piramidă din Giza. Și au obținut un răspuns extraordinar. Vizualizat, la baza piramidei se amplifică, fără să se consume niciun fel de energie, se amplifică foarte mult intensitatea emisiei acestui câmp. În Marea Piramidă din Giza. Și noi ce avem? Piramide culcate, bază în bază, în rinichii noștri, pe unde trece apă. Oare apa, când a intrat în rinichi, și apa care părăsește rinichiul să fie reabsorbită în corpul nostru, sunt identice sau au fost curățate, au fost filtrate și au trecut pentru amplificare energetică în aceste structuri piramidale? Coloana infinitului, iată din ce este constituită, din două piramide așezate bază în bază, s-a tăiat vârful. Ia fiți atenți. Secționăm și vedem cum este formată coloana lui Brâncuș. Sunt modele octaedrice, alte solide platonice, modele octaedrice așezate bază în bază. Și hai să ne mai jucăm puțin. Ce am spus că înseamnă apa? H2O, 8 plus 8 plus 6, 22, adică 4. Baza piramidei, câte laturi are? 4 laturi. Coloana lui Brâncuș, e dovedit, e descrisă, are 16 module octaedrice, adică 16 înseamnă 4 ori 4. Înălțimea coloanei lui Brâncuș este 29,35 de metri, adunați cifrele, obțineți 19, adică 1, întregul format din octaedre, octaedrul având, atenție, baza un pătrat, deci 4 laturi și 4 triunghiuri care se unesc în vârf. Ce e molecula de apă? Tetraedru. Cum polimerizează în formă simplă? În tetraedre. Acest octaedru, atenție ce spun, este considerat un tetraedru rectificat. Deci octaedrul de acolo este de fapt un tetraedru rectificat. Vedeți, sunt două tetraedre
care se intersectează prin centru. Le-au scos imaginar din intersecție și le-au pus bază în bază. S-a obținut octaedrul. Pentru antici, octaedrul simbolizează iubirea universală și necondiționată. Iată ce ne-a ales Brâncuș. Când vindecătorii antici utilizau geometria sacră pentru vindecare, un octaedru era considerat catalizatorul perfect pentru deschiderea spațiului inimii spre iertarea celor din jur și a noastră înșine. Octaedrul era cel căruia îi se atribuia, atenție, unirea materiei cu aerul, conferirea stării de recunoștință și unificarea fizicii cu metafizica. Oare această unificare între fizică și metafizică o face și apa? Elementul tetraedric de bază al octaedrului, piramidelor trupului nostru și a coloanei lui Brâncuș, credeți că avem piramide numai în rinichi? Avem neuroni piramidali, avem straturi piramidale în creier și nu numai. Am părăsit fizica, trecem în metafizică. Ce este metafizica? V-am dat cele două definiții din Dex, nu o să stau să vă plictisesc. În termeni mai apropiați nouă, am putea spune că metafizica este confluența propriilor noastre emoții și sentimente cu insondabila și perfecta inteligența creației. Hai să vedem ce știe poporul român de mii de ani despre apă. Apele mirifice ale folclorului românesc sunt apa duminicii și apa sâmbetei. Apa duminicii izvorăște din paradis, atenție, dă ocol cerurilor în spirală și coboară pe pământ ca o apă fastă, benefică. Apa sâmbetei dă târcol pământului, atenție, și coboară în spirală, în fundul iadului, ca o apă nefastă, malefică. Apa sâmbetei face legătura de sparte lumii ireconciliabile, așa cum o face Styx-ul la greci, în mitologie. Apa sâmbetei este apa care împrejură pământul ca un gard. Iată ce spunea Romulus Vulcănescu. Pe firul acestor ape, oamenii pot urca în ceruri sau coborând sub pământuri, respectând ritul călătoriei în spirală. Nu o spun eu. E citat din Romulus Vulcănescu și el strânsese multă informație din bazmele noastre. Apa sâmbetei, acea apă rea, este un râu care izvorește de sub pomul vieții, din rai, din paradis, și creează hotarul dintre lumea aceasta și lumea cealaltă, sau hotarul dintre lumea văzută și lumea nevăzută, dintre rai și iad. Este matca tuturor apelor și colectează toate apele de pe pământ. Și acum fiți atenți. După ce înconjoară pământul de 7 ori sau de 9 ori, apa devine din ce în ce mai murdară și se va vărsa în final în iad. De 7 ori sau de 9 ori. Hai să plecăm un pic pe aceste ape, mai avem puțin. Ce găsim? O proteină care traversează fiecare membrană a celulelor noastre. Cum o traversează? În spirală. Cu câte bucle? Cu 7 bucle. Ca apa sâmbetei? Cum se cheamă această proteină? Receptor cuplat cu proteinele G. Ce-i nebunia asta?
e cel mai răspândit tip de receptor, adică de element de legătură între o lume și cealaltă, între două lumi. Ce spuneau și ai noștri? Care lume? Lumea extracelulară și lumea intracelulară. Această proteină care face 7 bucle prin membrană e pură? Păi nu, că v-am obosit mai devreme spunându-vă că e o proteină îmbrăcată în apă, interfacială. Iată, în bazmele românești știți foarte bine că se vorbește despre Făt Frumos, care într-o situație dramatică, la limita morții, primește apă vie și apă moartă. Ați citit, vă mai aduceți aminte din bazme? Care o fi apa vie? O proteină se naște, e nou născută în celula noastră. E un nou născut chinuit la prima vedere. Încă n-are o structură împachetată corect. E o structură lineară foarte vulnerabilă. Și cum a lăsat-o Dumnezeu acolo unde s-a născut? În mediul din reticulul endoplasmic rugos, care e o apă oribilă. E ca o apă a sâmbetei. E plină de calciu, e plină de oxidanți mulți. E o apă foarte grea, o apă a morții. Și nou-născutul cade acolo. De ce? A nebunit celula și muncește atât pentru o proteină ca să o trântească în apa morții? Nu! O trântește pentru că așa va fi apa din exteriorul celulei unde urmează să lucreze proteina. Dar o lasă să moară acolo? Nu! Vă aduceți aminte de Ahile? Cum l-a luat mama lui, nimfa Tetis, și l-a dus în râul Styx și l-a scufundat în acea apă a morții ca să devină nemuritor? Iată ce se întâmplă și cu proteinele noastre. Cine e pe postul mamei lui Ahile? O proteină care se numește șaperonină, care îmbracă nou-născutul, îl îmbrățișează. Până când nou-născutul primește pe el apa interfacială, aia e apa vieții. Și după ce s-a împachetat și a primit apa interfacială, i-a aruncat în apa morții din mediul reticulului endoplasmic rugos ca să reziste când va ieși din celulă și se va duce la treaba pe care o are. Seamănă cumva cu apa sâmbetei, cu apa duminicii, cu 7 bucle, cu... Atenție ce spune Einstein. Spre sfârșitul vieții. O ființă umană aparține unui întreg pe care îl numim Univers, fiecare dintre noi. Și totuși, omul rămâne limitat în spațiu și timp, își experimentează ființa, gândurile, senzațiile, ca și cum ar fi separat de restul, pentru că trăiește o iluzie optică a conștiinței sale. Această iluzie este pentru noi o închisoare care ne limitează doar în dorințele personale și într-o afecțiune oferită doar celor apropiați. Sarcina noastră este de a ne elibera din această închisoare, lărgindu-ne cercul compasiunii noastre până când ea va cuprinde toate ființele vii, întreaga natură în splendoarea sa. Asta spunea Einstein. Ați auzit de Masaru Emoto? Unii dintre dumneavoastră da, unii nu. A fost un cercetător și un om de știință japonez care a realizat niște experimente fabuloase la care nu avem o explicație. Suntem pe vârfuri între fizică și metafizică. A luat apă distilată, apă perfect curată și a supus-o diferitelor tipuri de informație. A supus-o unor unde sonore, care sunt de mecanice. A supus-o unor câmpuri electromagnetice de diferite frecvențe.
a supus-o unor etichete pe care a scris câte ceva în diferite limbi și scrisul ăla l-a pus către eprubeta cu apă distilată, a înghețat eprubeta și pe gheața obținută a început cu microtomul să facă secțiuni. Și a văzut un lucru fabulos. În unele situații apa cristaliza cu ordine, cu simetrie, cum am spus la început, în altele nu cristaliza niciodată, era un haos. Iată, a expus apa unei vibrații imune, fiți atenți că e la modă, apa unei vibrații imune corecte de la niște limfocite sănătoase, care funcționează corect, și apa care era dezordonată before, era după aceea cristaliza într-o formă hexagonală. A luat apă din sticle, apă îmbuteliată, iată-o, dezorganizată în stânga, și 500 de persoane au trimis gânduri pozitive, rugăciune. Iată cum a cristalizat după aceea apa. Rugăciune deasupra apei, iată cum s-a transformat din prima situație în cea de-a doua. Să nu mai lungim, iată ce a scris pe etichetă și iată cum a cristalizat apa. A supus apa muzicii heavy metal. Iată cum n-a cristalizat în niciun fel. E un dezastru. I will kill you, am să te ucid. Am să te omor. N-a cristalizat în niciun fel. Nebunule, n-a cristalizat în niciun fel. Apa de dinainte de o rugăciune budistă și după. A scris fericire și iată cum a cristalizat. A scris înger, iată cum a cristalizat și fiți atenți de desubt devil, demon. Nu vi se pare că devil ca formă derivă din angel? Demonul n-a fost înger inițial care și-a pierdut anumite proprietăți? Cel din tâi înger de lumină. Înger Lucifer. De lumină. Iată, a scris pe etichetă creștinism, budism, iudaism, hinduism, islam. Vă las pe dumneavoastră să apreciați. Pe toate tipurile de religie s-a cristalizat apa. Cu excepția creștinismului, s-au obținut hexagoane, care înseamnă apa anorganică. Singura care s-a dus spre apa organică este cea care schițează un pentagon, iată creștinismul. Comparați detaliul de cristalizare între creștinism și celelalte și apreciați dumneavoastră. Oamenii de știință au stabilit niște paralelisme fabuloase între cunoștințele actuale din biologie și din fizică, la baza tuturor fiind tetraedrul regulat, care înseamnă și molecula de apă. Dacă apa asigură sania transferului cuantic al informației fizice și biologice, se limitează doar la acest transfer? Nu asigură oare apa interfața dintre realitățile noastre fizice și cele metafizice? În teoria actuală, care unește gravitația, zona obiectelor mari și fizica cuantică, este așa numita teoria gravitației cuantice din acești ultimi 20 de ani, la nivel cuantic, țineți minte, fizicienii au stabilit că nu mai există spațiu-timp, așa cum îl percepem noi. La nivel cuantic, apa, când spuneam că este undă și materie, e la nivel cuantic. Mai este apa la nivel cuantic sub amprenta timpului, așa cum percepem noi? Este greșit atunci să spunem că apa care acționează la nivel cuantic evadează din spațiu și timp? Am putea considera apa ca instrumentul folosit
pentru materializarea și apariția vieții incarnate? Folosit de cine? Să vedem ce spunea geniul nostru, eroul nostru, sfântul nostru național. Cobori în jos, luceafăr blând, alunecând pe o rază, pătrunde în casă și în gând și viața îmi luminează. El asculta tremurător, se aprindea mai tare și se arunca fulgerător, se cufunda în mare și apa, unde au fost căzut în cercuri, se rotește și din adânc necunoscut un mândru tânăr crește. Din sfera mea veni cu greu ca să-ți urmez chemarea, iar cerul este tatăl meu și muma mea e marea. Ca în cămara ta să vin, să te privesc de aproape, am coborât cu al meu senin și m-am născut din ape. Am ajuns la ultima oprire, e pentru slăvire, Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Iisus i-a răspuns femeii samarinence și i-a zis: oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce va bea din apa pe care o voi da eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viață veșnică. Femeia a zis către el: Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin să scot. Și din nou, Evanghelia după Ioan, Iisus a răspuns: adevărat, adevărat zic ție, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu. Vă propun, în loc de rămas bun, să parcurgeți dumneavoastră înșivă drumul pe apă în sens invers, dinspre metafizică spre fizică. Începutul și sfârșitul vor fi din nou identice? Alfa și Omega? Sau Omega și Alfa? Dumnezeu? Vă mulțumesc! Vă amintiți ce spunea Voltaire? Universul mă încurcă și nu pot gândi măcar că există în asta lume ceas fără de ceasurnicar. Nu era nevoie să veniți la o astfel de conferință. Putea să citiți câteva paragrafe din Evanghelie. Era suficient doar să credeți în ele. Nu era nevoie să stați 2 ore la o demonstrație științifică. Dar așa suntem noi oamenii. Avem nevoie ca în fața evidențelor cineva să se pună de partea cealaltă și să ne explice ceea ce este în evidență. Aici vine Hristos și rezolvă lucrurile, spunând că prin credință se pot înțelege multe din lucrurile pe care noi astăzi încercăm să le înțelegem cu ochii rațiunii. Dacă o să citiți în Facere, în Cartea Facerii, și apoi în Apocalipsă, o să vedeți că epopeea apei din Facerea se închide în Apocalipsă. Practic, întreaga noastră existență, așa cum o numeau grecii Mesopotamia, țara dintre râuri, noi ne aflăm, de fapt, în această etapă, între apa Edenului, pe care am pierdut-o la un moment dat, și apa vieții veșnice. Ce facem noi în această călătorie de la Alfa la Omega este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Astăzi, ceea ce de multe ori poate vi se spune la biserică, doamna profesor a explicat-o în termeni științifici. Sigur, puteți fi sau puteți să nu fiți de acord cu ceea ce spune domnia sa. Nu mi-aparține. Însă trebuie contrazisă cu argumentele științifice. Sau putem să credem. Și doamna profesor, vă mulțumim pentru această prezentare. Sigur că ar fi foarte multe lucruri pe care ar trebui să le lămurim.
Aș vrea însă, dacă îmi permiteți, să ne întoarcem la acel moment în care omul, în grădina Edenului, este creat ca lumină. Spune acolo, și nu dă alte explicații, că omul era lumină. El, prin căderea în păcat, se transformă, iar hainele de lumină se transformă în hainele pe care le cunoaștem noi. Este ceea ce explicați dumneavoastră puțin mai devreme, când spuneați că, prin acea mișcare, practic totul se materializează. Am înțeles greșit? N-ați înțeles greșit. Așa suntem acum și avem șansa, la un moment dat, să ne întoarcem la lumina din care am plecat. Acel pahar cu apă pe care îl oferi unei persoane și în care pui un gând bun, ce se întâmplă de fapt în acel moment? Acea intenție a ta produce bine în celălalt? Este o apă hrănitoare? Sau e doar o simplă apă care îi alimentează nevoia de sete? Îi transmite o energie? Pot eu. Sunt un om umil. Ați văzut ce a stabilit Masaru Emoto? Transmiți. Ce ai pus acolo? Noi nu știm la ora actuală cum se întâmplă cu apa. Ați văzut, am spus cum se transmite informația biologică. Am spus cum, ce se întâmplă cu săniile de coerență, de superfluiditate. Cum citește apa informația de pe hârtia scrisă pe ea? N-am spus nimic că nu știm. Rămâne să vă gândiți dumneavoastră, ce citește apa? Ce-am imprintat noi acolo, câmpul nostru informațional atașat câmpului electromagnetic de acolo? Nu știu, dar așa se întâmplă. Sunt lucruri, când trecem spre metafizică, este participarea emoțională și nu numai emoțională, este acea informație transcendentă pe care fiecare dintre noi o poate decodifica în felul lui. Dar și acolo participă apa. Ce să vă mai spun? Apa noastră este în sânge, nu numai în celule. Sângele trece în permanență prin inimă. Inima are niște ciudățenii. Emite câmp electric din nodul sinoatrial, care se propagă prin structuri. Câmpul e fluctuant, se emite câmp electromagnetic. Când sângele și apa din sânge intră acolo, preau această informație. Dar ce mai are inima? Are un sept interatrial care se unește cu un sept interventricular, un braț vertical, și două septuri atrioventriculare. Brațul orizontal al cui? Al crucii. Crucea, oricât am fi de onorați, este un simbol geometric cu mult înainte de creștinism. E dintotdeauna, de când știm, a fost onorat cu informația absolută odată cu răstignirea Mântuitorului. Dar îl avem, avem această cruce în inimă și înainte de apariția temporală pe acest pământ a Mântuitorului. Și apa din sângele nostru primește câmp electromagnetic din nodul sinoatrial și din restul structurilor și trece, e informatizată de un câmp de formă. Pentru că ne apropiem de final. Dacă la finalul acestei seri și în zilele următoare, fiecare dintre noi va fi mai atent la ceea ce înseamnă, la ceea ce transmite celor din jur, la modul în care își folosește informația, s-ar putea să fim un pic mai buni. S-ar putea să fim un pic mai buni cu noi înșine, un pic mai buni cu cei de lângă noi și atunci s-ar putea să se realizeze acea perspectivă cruciformă de care doamna profesor spunea puțin mai devreme. Dacă îmi permiteți, mesajul meu în sinteză este următorul. Suntem structuri perfecte, suntem creații extraordinare. Apa
preia informația așa cum e, nu minte. N-avem de ce să ne fie frică, atât timp cât știm cum suntem structurați. Aș mai face o precizare. Tot în Cartea Facerea se spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Vă amintiți acea imagine folosită de doamna profesor atunci când a amintit de reprezentarea lui Michelangelo? Dar atenție, în Scriptură nu spune că a făcut om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Spune că l-a făcut doar după chipul său, pentru că ulterior există această precizare. Ce înseamnă lucrul acesta? E bine, înseamnă că într-o primă fază, Dumnezeu când creează omul, îl înzestrează cu cele trei elemente fundamentale, cu rațiune, voință și afectivitate. Dar nu mai spune că l-a făcut și după asemănare. De ce? Pentru că asemănarea este inclusă în intenția divină pe care o sădește în om, astfel încât îi dă omului posibilitatea să-și îndumnezeiască sau să-și potențeze calitățile pe care Dumnezeu le-a pus în el. Dar asta este doar meritul omului. Dumnezeu pune, însă omul are datoria și are menirea de a-și potența aceste calități, astfel încât rațiunea, acea capacitate de a înțelege și de a cunoaște, voința, capacitatea de a pune lucrurile în mișcare și afectivitatea, capacitatea de a iubi, cele trei elemente fac din om ființa chemată la îndumnezeire. Ce facem noi cu aceste calități este responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi, și acesta este referatul biblic, tot ce aveam nevoie pentru ca omul să poată ajunge la îndumnezeire, adică la împlinirea scopului pentru care a fost adus la existență. Ceea ce astăzi știința afirmă în termeni uneori atât de greoi și pe care doamna profesor i-a folosit tocmai pentru a fi convingătoare în ceea ce spune, era explicat din primele secole de către Sfinții Părinți, acei călugări care stăteau de multe ori închiși într-o peșteră, dar care aveau acces la informații. Ce fel de informații aveau ei acces? Era informația care îl conecta pe om cu Dumnezeu. Prin ce? Prin rugăciune. Erau oamenii mai deștepți ca noi? Știți, informația transcendentă, cel de-al patrulea tip, se pare că nu este preluată de sistemul nostru nervos central. Acolo e rațiunea. Din anii 90 știm că avem un sistem nervos al inimii, autonom. Este dovedit că în inima noastră sunt undeva între 40 și 50 de mii de neuroni care formează sinapse identice celor din creier, din sistemul nervos central, și acest sistem nervos al inimii e implicat în învățare. Inima noastră funcționează și ca o glandă endocrină, secretă, printre altele, oxitocină, în aceeași cantitate pe care o secretă și creierul nostru, iar oxitocina, la ora actuală, este considerată nu numai hormonul lactației și al iubirii dintre mamă și copil nou-născut, este hormonul iubirii, este molecula iubirii, a înțelegerii sociale, ea este secretată de inima noastră în aceeași cantitate cu secreția cerebrală. Încă ceva, câmpul electromagnetic al inimii este de 60 de ori mai puternic decât câmpul electromagnetic al creierului. Asta aflăm noi acum. Și de mii de ani se știa că pe Dumnezeu îl primești în inimă. Se pare că acesta este sistemul nervos al nostru, cel cardiac, capabil la nivelul cel mai înalt să preia informația transcendentă. Există și un sistem nervos enteric al intestinului, care e o suprafață uriașă, care încearcă și el
să preia comanda asupra noastră. De fapt, trebuie să existe o coerență funcțională și un echilibru între toate aceste sisteme nervoase. Nu doar rațiunea. Mintea, bine numită de România, și cea care te mai minte. Putem să amintim aici practica de la Muntele Athos, în care călugării de acolo practică rugăciunea inimii? Pentru că ați pomenit de câmpul informațional al inimii și relația cu informația. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, sigur că da, pe inspirație și pe respirație. Știți, când inspiri oxigen, oxigenul este o moleculă paramagnetică. Vine cu câmp magnetic din exterior, câmp electromagnetic. E preluată de sângele nostru, de hemoglobină. În celulele noastre, în mitocondrii, se întâlnește o informație venită din subtil, din aer, din soare, de oriunde, prin respirație, cu o informație materială venită din alimentele pe care le-am ingerat, ajung și ele sub o anumită formă biochimică în mitocondrii. Iar în lanțul de citocromi al mitocondriilor noastre putem să suprapunem o masă, cum se cheamă masa din altar? Masa Sfântului Altar, unde se jertfește informația supremă într-o formă materială. Cam așa se întâmplă și în mitocondriile noastre. Cred că nu sunt multe lucruri care mai trebuie adăugate. Aș vrea să vă mulțumesc pentru răbdare. Și dacă din această răbdare reușiți să transmiteți mai departe sau să o transformați ca într-un buchet pe care o să o oferiți altora din ceea ce ați primit aici, acesta va fi adevărata mulțumire a acestei seri. Dar câteodată în viața noastră e nevoie să și înțelegem unele lucruri. Pentru că apa este un dar de la Dumnezeu, iar felul în care știm noi să folosim acest dar este modul în care îi răspundem lui Dumnezeu ca o mulțumire pentru ceea ce El ne-a oferit. Și pentru că un astfel de eveniment nu poate fi organizat fără participarea multor actori, dați-mi voie să mulțumesc în primul rând Universității de Vest, Vasile Goldiș. Să mulțumim doamnei rector, Adina Coralia Cotoraci, care își dorește ca pentru orașul domniei sale să ofere ce este mai bun. Vă rog, aplauze pentru doamna rector.